Bun găsit la Field the Market, emisiunea în care, după cum v-am obișnuit, vorbim despre principalele evoluții din piețele financiare. Ca de obicei, sunt alături de Tiberiu Porojan. Te salut, Tiberiu! Salut, Cătălin, salut și invitatului nostru! Invitatul nostru, unul de marcă, să spunem așa, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație a Băncii Naționale a României, dar și în bordul CFA România. Bun venit, Cristian, la Field the Market! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație! Iată, într-un context în care chiar astăzi și ieri au avut loc ședințe de politică monetară ale băncilor centrale, nu o să vă spun despre banca Bank of Canada sau Bank of Japan, ei au făcut prognozele pentru PIB și pentru inflație pe anii următori, doar să rețin o singură idee, ritmul QE din Canada va fi redus de la 5 miliarde de dolari pe săptămână la 4. O decizie care nu are efect asupra ritmului actual, dar atenție, Banca Canadei va ajunge la sfârșitul anului să dețină jumătate din datoria guvernului canadian. Foarte interesant. Evenimentul principal s-a desfășurat acum câteva ore, nu? De-abia s-a încheiat ședința de politică monetară a European Central Bank. Evident, s-au păstrat toate ratele, dar banca nu a livrat, să spunem așa, un mesaj surpriză, pe care poate unii se așteptau, mai ales după ce s-a întâmplat în ultimul timp, nu departe de ieri, iată, Germania, Franța anunță, nu, guvernele de acolo, restricții. Dar clar, Banca Centrală Europeană a semnalat că va acționa la ședința următoare, nefiind pregătită acum. Iar comentariile lui Christine Lagarde de la conferința de presă, eu spun că sunt descurajante și clar subliniază că vor avea loc acțiuni în decembrie, când vom avea și acele proiecții macroeconomice. Și am o întrebare pentru tine, Cristian, dacă nu chiar două sunt cumva legate, dacă acest angajament de a-și recalibra instrumentele după caz în decembrie, cum a spus Banca Centrală Europeană, poate fi socotit, să spunem, la fel de puternic ca și cum ar fi acționat sau un angajament că se va acționa, și câtă muniție mai au pentru decembrie, când Lagarde a spus că această recalibrare înseamnă că vor folosi toate instrumentele de care dispun. Vreau să spun că a fost un mesaj descurajant al lui Lagarde, pentru că a vorbit de recovery, losing momentum faster than expected, deci o deteriorare clară pe termen scurt a perspectivelor. Te rog. Mulțumesc frumos pentru întrebare, Cătălin. Comunicatul de presă de la ECB într-adevăr spune cumva că anunțuri mai importante vor fi făcute în decembrie. De ce se întâmplă asta? Pentru că și ei au fost cumva surprinși de valul pandemic care a venit foarte repede și au nevoie să-și reajusteze, să-și refacă prognozele macroeconomice, astfel încât ei să poată să recalibreze instrumentele, să răspundă, să aibă un răspuns adecvat situației care, într-adevăr, s-a mișcat foarte, foarte repede. Și dacă acum 2-3 săptămâni nu aveam cifre atât de îngrijorătoare, să spunem, pe planul de sănătate, acum le avem, cumva au nevoie de timp să-și ajusteze modelele, instrumentele. Dar ușa, cum au spus, cred că chiar ei, ușa e deschisă pentru decembrie. Și atunci, într-adevăr, așteptările sunt ridicate să acționeze. Dacă mai au gloanțe, e o întrebare bună. Eu cred că mai au gloanțe. Îmi place să cred că băncile centrale tot timpul mai au gloanțe, pentru că își și produc gloanțe, ca să spunem așa. Uneori, într-adevăr, își folosesc anumite tipuri de gloanțe, cum ar fi ratele de dobândă. E greu de crezut că ECB poate să scadă foarte mult dobânda, ea fiind deja negativă. Însă pot folosi alte tipuri de gloanțe pe care le au, cum ar fi achizițiile de titluri de stat, sau pot efectiv să găsească alte instrumente sau să creeze alte instrumente, în funcție de sigur de cât de creativ sunt sau cât de mare e nevoia. Cred de asemenea că ECB va continua achizițiile, deci ei continuă să stimuleze, însă nu cu ceva nou. Cu siguranță piața deja are niște așteptări pentru decembrie. Tot timpul cred că e o cursă între așteptări și ce se livrează, ce livrează Banca Centrală. Cred că e foarte interesant de urmărit ce vor face în decembrie, ce vor livra și, într-adevăr, va conta probabil și cum va evolua situația pandemică, cum vor evolua cifrele de inflație. Am văzut primele indicii din Germania care arată că inflația ar fi deflație în continuare, o aproximare de minus 0,2%.
Cu siguranță vor avea mai multe date atunci și vor decide, vom vedea în ce direcție ne vor surprinde. Scuză-mă, Tiberiu a spus la GAR că inflația va rămâne negativă până la începutul anului viitor, deci asta pare o certitudine și evident că au gloanțe cu aceste programe, când a spus și Jerome Powell, fără limită de timp, fără limită de sumă și cum au acționat băncile anul ăsta, în martie, înainte de ședințele programate și tăind brusc atât ratele și aruncând atâta lichiditate în piață, e clar că ele sunt decise să acționeze mult, dar au specificat de fiecare dată, la fiecare ședință, și au arătat cu mâna așa către guverne să ajute cu stimul fiscal, pentru că singure băncile centrale nu pot câștiga, să spunem, lupta asta cu pandemia și, practic, cu căderea economică. Da, sigur. Aș vrea să vă arăt până trecem la următorul subiect, un slide care mi s-a părut foarte interesant și ține de anumite cuvinte cheie pe care membrii ECB, foști și actuali, și când spun foști mă refer la Mario Draghi și actuali mă refer la Christine Lagarde și, mă rog, Philip Lane și Isabel Schnabel. Graficul este despre media aparițiilor cuvintelor cheie, să zic așa, pe fiecare speaker, vorbitor și se poate vedea foarte bine că, cel puțin pentru Lagarde, când a venit pe poziția de președinte al Băncii Centrale Europene, principala ei preocupare a fost politica monetară, după care următoarea a fost inflația, se poate vedea cu gri, în timp ce pentru Mario Draghi, pentru fostul președinte al ECB, principala, să zic așa, preocupare lui a fost stabilitatea prețurilor, da? Pe când pentru Lane are, să zic așa, două preocupări, politica monetară și cea a inflației. Deci, după cum și proverbul spune, ai grijă ce gândești, că s-ar putea să și vorbești, cred că exact asta arată și graficul ăsta, exact cam la ce se gândește și ce vorbește fiecare reprezentant Bine, știm foarte bine că guvernatorii, președinți, șefii băncilor centrale sunt foarte atenți și cu fiecare virgulă, fiecare punct, nu scapă niciun cuvânt în plus, pentru că piața e de-abia așteaptă. Iar Super Mario, singurul care n-a crescut deloc ratele pe timpul mandatului său. Că vorbim de bănci centrale, profităm de prezența lui Cristian aici și l-aș întreba ce se mai întâmplă la BNR, care a suspendat calendarul ședințelor de politică monetară, trebuia să fie în octombrie, au anunțat că ședințele se vor ține ori de câte ori va fi nevoie, tocmai având în vedere acest grad ridicat de incertitudine economică și financiară. De ce nu? Ce noutăți ai în privința asta? Păi, după cum știți, gradul de incertitudine rămâne ridicat. Poate am putea spune că s-a intensificat gradul de incertitudine în următoarea perioadă. Cum spuneai și tu, calendarul ședințelor de Consiliu de Administrație este suspendat în prezent, este suspendat în ideea de a fi flexibil, de a putea acționa atunci când este necesar, când este nevoie, când Consiliul ajunge la concluzia că trebuie să acționeze. Ce avem, să spunem, in place? Avem un angajament ferm al Băncii Naționale de a furniza lichiditatea necesară către sistemul financiar în ideea de a funcționa bine sistemul de finanțare, atât a sistemului public cât și privat. Instrumente avem în continuare la dispoziție, ratele de dobândă în România sunt încă pozitive, este o marjă acolo care ne permite, ne dă flexibilitate. Desigur, și inflația ne dă flexibilitate pentru că, după cum ați văzut, rata inflației headline este undeva foarte aproape de ținta noastră de inflație de 2,5%. Acesta este un lucru care ne ajută, ne face să credem că s-a acționat corect și că suntem într-un punct corect al situației. Și în ceea ce privește, să zicem, toate măsurile la pachet, eu cred că s-a acționat corect, ponderat, că nu s-a exagerat. Și foarte important că mai este spațiu de manevră. Când mă gândesc la cuvântul pe care l-aș folosi, când mă gândesc la pachetul de măsuri, cred că este atât ferm, dar cât și prudent. Cum voi știți, de fapt, că BNR are în general o strategie prudentă, tocmai pentru că deciziile sunt foarte, foarte importante.
Da, vorbeai de inflație și de bine de rău de fiecare dată în ultimii ani banca a reușit să se mențină în range-ul ăla, ajutată și de contextul internațional, trebuie să o recunoaștem, într-un an cu petrolul, într-un an cu criza, nu, mă rog, au fost niște condiții, dar ne uităm, e și membru CFA și analiștii CFA dau previziuni, prognoze privind cursul, privind situația macroeconomică a României. Evident, probabil astăzi vei exprima și păreri în nume personal, bănuiesc, și te-aș întreba tu cum vezi evoluția ulterioară, o să ne uităm și pe curs, o să ne uităm și pe inflație. Tu personal cum vezi? Nu suntem într-o situație extrem de favorabilă, sabia lui Damocles deasupra capului cu acel rating de țară, amânat un pic, avem acele alegeri, cam incertitudine mare, nu? Și știm foarte bine economia noastră cu acele deficite gemene care, în loc să se micșoreze, se adâncesc. Da, desigur, revenirea globală aș spune că este la risc. Situația pandemică cu siguranță are efecte economice. Cred că totuși avem niște green shots, niște mesaje pozitive de dat, în sensul că și dacă pe partea pandemică lucrurile pare că stau mai complicat decât în primăvară, avem un număr mult mai mare de cazuri. Partea bună este că există un learning curve, există o curbă de învățare, să-i spunem, atât a agenților economici cât și a autorităților și până la urmă a populației, astfel încât efectele economice sunt mai ponderate, să spunem, este mai puțin damage economic decât în primăvară și cred că asta se va vedea. Chiar și așa cu acest learning curve, nu cred că e exclus să avem un final de an dificil, poate să avem un PIB trimestrial în scădere în Q4 față de Q3. Nu aș exclude aceste evoluții, însă nu mă aștept să avem situația atât de complicată cum a fost în martie, aprilie, mai, și pentru că cred cu tărie că nu vom mai ajunge la lockdown-uri atât de stricte, exact din motivul pe care îl menționam mai devreme, pentru că am învățat să trăim cumva cu virusul. Povesteai sau atinsesei, Cătălin, subiectul de deficit. Eu cred că piețele se uită la evoluția deficitului cu mare atenție. Eu i-am spus elefantul din camera cu porțelanul, pentru că asta cred că este un subiect foarte mare în poza macroeconomică. Și nu mă îngrijorează să spun atât de mult nivelul, cât structura lui. Desigur, nivelul este ridicat, însă problema este structura acestui deficit de aproape 10%. Vom avea, se pare, și o rectificare bugetară pe finalul anului. Este probabil deficit, adică ținta de deficit va fi crescută de către Ministerul Finanțelor, însă revenind la problema cu structura, undeva la 90% din cheltuielile statului nu prea pot fi reduse, pentru că sunt foarte puțin controlabile, vorbim de cheltuielile cu salarii ale bugetarilor și cu pensiile. Pensiile sunt cu siguranță incontrolabile, avem decizia Curții Constituționale care ne spune că nu pot fi reduse. Salariile pot fi reduse însă doar prin reducerea aparatului bugetar, ceea ce poate să fie un proces de lungă durată. La ultima rectificare se aștepta un deficit de 8,6%. Statul încasează undeva la 24% din 27% din PIB. Deci vorbim de cam 25%, să spunem, din total cheltuielile ale statului, fiind finanțate prin împrumuturi, 8,6% mai exact cât estimăm deficitul, raportat la 27% din cât avem total venituri. Este destul de mult că ne împrumutăm raportat la cât cheltuim. Am făcut un calcul în urmă cu ceva timp, dacă noi am fi statul, dacă buzunarul nostru ar fi similar cu al statului, ar echivala, ceea ce se întâmplă acum în bugetul public, ar echivala cu o situație personală în felul următor. Să avem un salariu de 3.500 de lei, ar însemna că lunar ar trebui să împrumutăm undeva la 950 de lei, lună de lună. Lună de lună încă 950 de lei împrumut, doar pentru a finanța activitatea curentă. În plus față de cei 950 de lei, ar trebui să mai împrumutăm și pentru a plăti datoriile din spate, ceea ce statul face în mod continuu. Titlurile de stat emise în anii precedenți, care ajung la maturitate, trebuie refinanțate.
Deci asta, în termeni foarte simpli, cam așa aș expune lucrurile. Dacă ai câștigat 3.500 de lei și te-ai împrumutat lună de lună câte 950 de lei, exact ceea ce face statul în prezent, nu poți să nu te întrebi câtă perioadă ai putea rezista în felul ăsta. Da, Da, și cred, scuză-mă, Tiber, te o rog. secundă să fac o mică glumă apropo de ce a spus Cristian. E clar că nu vom mai avea bani să investim pe burse, pentru că e clar că nu trebuie să împrumutăm bani să investim, asta știe orice investitor responsabil. Da, depinde. Cine vrea să facă leverage, poate să investească și împrumutând bani, dar, mă rog, depinde de apetitul la risc. Am reținut cifra spusă de Cristian. Dacă am avea un salariu de 3.500 lei, cred că este ancorată și în realitate, pentru că, dacă nu mă înșel, acești 3.500 reprezintă cumva chiar un salariu mediu din România. Nu cred că pe aici, pe undeva, ne învârtim. Da, apropo și de inflație și de cifrele din raportul CFA România, care a venit acum cu câteva zile în urmă, se poate vedea foarte bine și pe planșa care este proiectată acum. În principal, așteptările privind atât evoluția economică a veniturilor populației, mă rog, șomajul, dobânzile și mai erau câteva cifre importante acolo în raport, toate dau semnale de înrăutățire și de scădere. Dacă e să vorbim doar despre evoluția economică, 56% dintre cei chestionați, încă o dată, chestionarul este cuprinde, de fapt, membrii care sunt CFA România. 56% dintre ei prevăd o înrăutățire a evoluției economice în următoarele 6, poate chiar 12 luni. La fel, peste 50% dintre ei prevăd la fel o înrăutățire a șomajului, deci o creștere a șomajului. Cu dobânzile la fel, per total lucrurile se pare că nu sunt în roz și perspectiva chiar pe termen scurt s-ar putea să fie destul de negativă, așa aș putea spune. Da, că Bun, să hai să vorbim mergem mai. puțin și de cursul de schimb. S-a tot vorbit și în lumina deficitelor și a pensiilor. Iată, toți spun că se va vedea în curs. Nu facem aici o analiză grafică amănunțită pe evoluția euro-ron. Am făcut întotdeauna și am observat niște praguri clare la care banca, dacă nu intervine, să spunem așa, măcar se uită, deși e clar că e la butoane acolo, și se vede foarte clar că și anul acesta se păstrează același pattern ca în anii trecuți, de exemplu în 2018, adică un range, rotund între minimul și maximul cursului, 600 de puncte, atât anul trecut, acum 2 ani, 4,61, 50, 4,67, 50 și anul trecut 4,72, 4,78. Se vede foarte clar. Anul ăsta, să spunem rotunjit, să forțăm puțin 4,82, 4,88. Dar în ultimul timp, iată, dă semne cotația că leu se va devaloriza. Până la urmă, toate fundamentele spun astea și teoretic pare o chestiune de timp, dar s-a tot vorbit. Am văzut și în ce au spus analiștii CFA acum, de 5 lei euro-ron s-a vorbit și acum un an și acum un an și ceva și din când în când se mai aduce, că e o cifră rotundă, e logic, dar iată că până la urmă n-a fost așa. Totuși, din punct de vedere grafic, să spunem tehnic, e o tendință crescătoare, clară, și o depreciere a monedei naționale, susținută linia asta de trend de suport și de media mobilă de 50 pentru cei care fac analiză tehnică, și aceste triunghiuri aici de continuare a tendinței doar au confirmat. Ce ne poți spune despre evoluția asta, cum o vezi tu și la ce să ne așteptăm? Eu te-aș provoca, Cătălin, să, poate nu în această emisiune, dar poate zilele următoare, să te uiți și la un grafic al monedelor regionale, să spunem leul împreună cu zlotul polonez, cu Ne-am forintul. uitat, ne-am uitat. Ce ați văzut Și acolo? am văzut că leu s-a depreciat cel mai puțin față de euro, să spunem, sau de dolar în raport cu celelalte, adică o depreciere de 2% comparativ cu 3, 4, chiar mai mult 5, coroana cehească, forintul maghiar. Am și arătat lucrul ăsta și am evidențiat. Exact către acest aspect aș fi vrut să duc discuția, pentru că dacă privim izolat doar leul, putem trage niște concluzii care nu sunt tocmai optime. Exact, și dar se vede și pe acest grafic că deprecierea n-a fost mare anul ăsta, te las și vreau să spun că acel minim istoric al leului, că se vorbește, normal, fiind într-o zonă de maxime istorice, respectiv minime istorice, orice ban în plus,
a doua zi înseamnă minim istoric, dar procente nu e deloc așa și chiar confirm ceea ce susții și tu acum. Exact, titlurile pot fi înșelătoare pentru un ban sau să spunem un leu din acela vechi, poate să iasă un titlu headline foarte provocator în fiecare zi, însă istoric vorbind, leu e mult mai stabil decât monedele regionale. Noi avem și dobânzi pozitive și asta ajută și favorizează cursul, iar dacă vorbim de monedele din regiune, acestea au fost supuse presiunilor de depreciere destul de ridicate în ultima perioadă, în condițiile tensionării climatului financiar internațional pe care le-am văzut în ultimele zile. Dacă ne uităm, spre exemplu, la zlotul polonez, deprecierea year to date, deci de la începutul anului până astăzi, este de aproape 12%. Asta este forintul. Zlotul polonez e aproximativ 9%, coroana cehească 8%. Deci dacă ne uităm la evoluția leului, cred că e ușor să spunem că este departe cel mai stabil și are cea mai mică depreciere din regiune. Bun. Și altceva așa, cam cum ce-i putea spune? Există nu știu, noi ne uităm în bilanțul Băncii Naționale și vedem acolo cum, până la urmă, există o teorie că, dom'le, ar trebui să lase cursul un pic mai liber, că ar fi bine din alte puncte de vedere. Eu zic că Banca Națională știe ce face și face bine, dar până la urmă e clar că o decizie, aici vreau să ajung, crezi cumva că vom ajunge să se pună problema de un rating, de un downgrade de rating, atunci cred că ar fi totuși o problemă majoră. Cu siguranță, vă asigur că Banca Centrală știe ce face. Banca Centrală a spus tot timpul că preferă stabilitatea cursului și asta și pentru că românii caută stabilitatea cursului, pentru că economia României este destul de euroizată. Dacă venim la subiectul agenții de rating, într-adevăr e un subiect hot, să-i spunem, în această perioadă. De ce? Pentru că ele se uită foarte mult la sănătatea finanțelor publice. În prezent avem într-adevăr ratingul încă de recomandat investițiilor, însă și acesta e necesar pentru a putea asigura finanțarea deficitului public, care spuneam că este destul de mare. Însă agențiile de rating trebuie să fie și convinse de faptul că noi vom însănătoși acest bilanț al statului, că nu vom împrumuta în fiecare lună câte 950 de lei la venituri de 3500. Și trebuie să-i convingem de asta. Până acum au fost destul de convingători, însă totul, adevărul este că totul se învârte în jurul subiectului legea pensiilor, pe care o urmărim îndeaproape, vedem cum se va închide subiectul. Însă ce este adevărat este că și agențiile de rating urmăresc foarte atent acest subiect, se uită la noi și vor să vadă disciplină, vor să vadă că ne vom reduce deficitul, vor să vadă consolidare fiscală. Eu cred că trebuie să arătăm consolidare fiscală, trebuie să arătăm că putem fi și disciplinați, pentru că altfel vom fi downgradați, caz în care, desigur, vom avea diverse efecte negative, incluzând creșterea costului de finanțare și, desigur, presiuni pe curs. Exact. Sperăm să nu ajungem acolo. Asta ar fi de dorit. Hai să vorbim puțin și de alte piețe, de Statele Unite, de exemplu, pentru că au venit niște știri foarte importante și aici și trebuie să dăm acele cifre. PIB-ul inițial, nu, pentru septembrie, iată, trimestru la trimestru, creștere de 33,1%, practic cel mai bun trimestru din istorie, care, Tiberiu, vine după cel mai prost trimestru din istorie, nu această scădere de 31,4%. 33,1 peste, chiar peste așteptările analiștilor, am văzut că a fost cumva știrea, venit imediat, bineînțeles, după o scădere de 31%. Ambele, atât creșterea cât și scăderea, se pare că au fost cele mai mari înregistrate din istoria Statelor Unite. Cred că acei bani pe care guvernul SUA împreună cu Rezerva Federală i-a pompat ușor-ușor, începând cu lunile martie-aprilie, s-au regăsit în principal în consum. Se pare că, da, atât în consum cât și în investiții. Am văzut că tot în perioada asta au crescut destul de mult și
cererile pentru case noi. Știi că noi vorbeam chiar în emisiunile trecute, creditele mortgage în Statele Unite au crescut destul de mult în ultima perioadă, semn că efervescența de consum i-a acaparat destul de mult pe americani. Dar pe lângă PIB-ul din SUA a mai venit și încă o cifră Unemployment importantă, rate-ul, da, pe da? care noi îl prezentăm săptămână de Cererile. săptămână. Da, respectiv cererile noi pentru șomașii. Se pare că numărul americanilor care au solicitat ajutoare de șomaj au scăzut la finalul săptămânii trecute, undeva la 751.000, în scădere de la 791, cât a fost cu o săptămână înainte, și iarăși la fel în scădere față de săptămâna trecută. E important de menționat, de asemenea, că cererile continui, în care sunt, aș zice eu, chiar mai importante decât astea inițiale, au scăzut la 7,76 milioane, tot la finalul săptămânii trecute, comparativ cu așteptările pieței, care au undeva la 7,7 milioane, un nivel minim, aș putea spune, chiar de la începutul pandemiei. Exact, și se păstrează acea tendință pe care noi o verificăm, practic, și o confirmăm săptămână de săptămână. A fost o singură excepție într-o săptămână. Media celor inițiale săptămânale e de 788 de la 812.000 ale ultimelor 4 săptămâni, iar cele continue au trecut, iată, sub 10 milioane, 905. Sunt vești bune, cifrele scad. Evident, cererile, mai ales cele continue, rămân totuși mari, dar riscurile sunt mari pentru că crește numărul de infectați. Spuneai de case, am dat noi niște indicatori. Acum au venit pending home sales, acestea în așteptare, și este prima scădere, minus 2,2% după 4 luni consecutive de creștere. Și aici ar veni întrebarea și pentru Cristian: ce să ne așteptăm cu economia americană în acest trimestru, acea revenire puternică și în Europa? E clar că a fost cu trepte și nu mai poate susține acel ritm, și avem aceste alegeri care practic sunt în desfășurare, că zeci de milioane au votat și care nu cred că se vor termina prea curând la ce se întâmplă pe acolo. Cum vezi tu incertitudinea asta și crezi că va avea un efect asupra economiei? De obicei, acum mulți ani, nu prea conta așa mult politicul și economia își vedea de treabă, dar cu politicienii ăștia noi se pare că s-a cam schimbat puțin treaba. Eu cred că vorbim de un mix aici, în primul rând un mix între încrederea consumatorilor, care cu siguranță va avea de suferit dacă pandemia continuă să se extindă, chiar și la ei, care au văzut episoade destul de agresive. Un mix între acest aspect și aspectul că americanii au dolarul. Și asta cred că spune multe lucruri în puține cuvinte. Își permit luxul de a cumpăra titluri de stat. Fed își permite să financeze bugetul federal în cantități foarte mari, pentru că au o monedă de rezervă internațională, pentru că investitorii în general acceptă dolarul ca și o monedă de rezervă, ca un safe asset. Și asta îi ajută și economic. Însă, într-adevăr, întrebarea rămâne net, on a net basis, să spunem, între a avea această putere numită dolar și a te confrunta totuși cu o pandemie, care dintre cele două va câștiga. Îmi e greu să spun cu certitudine încotro va lua economia americană. Cu siguranță incertitudinea va crește și la ei. Alegerile nu fac decât să complice probabil și această ecuație. Este de urmărit, aș spune. Dar mă aștept și la ei să fie o încetinire, să spun, cel puțin o încetinire a activității economice din cauza evoluției pandemiei. Da, Până la sigur că urmă, da, tot chiar, trebuie să vaccin. da. Chiar țin minte, Cătălin, noi tot ne-am uitat de când au început campania electorală în Statele Unite, am tot pus de-a lungul emisiunilor câteva planșe și în care se putea vedea foarte bine care este și feeling-ul și poziționarea investitorilor vis-a-vis de cine ar câștiga, dacă ar ieși Biden sau dacă ar ieși Trump, și care ar fi așteptările lor până la anunțarea rezultatului, că de fapt asta este cheia.
Dar hai să... Apropo de Wall Street, e în plin sezon al raportărilor financiare și în Europa, și o să analizăm și asta, am vorbit de bănci centrale, să vorbim de bănci comerciale, dar să amintim Tiberiu și avem și o planșă că de seară, după închiderea sesiunii pe Wall Street, raportează patru din cele mai mari cinci companii listate. Microsoft, de-abia raportat acum 2 zile, am prezentat aici. Avem Alphabet, Amazon, Facebook și Apple. Va fi spectacol probabil mâine în piață, să vedem, sau să vedem dacă acești giganți profită și confirmă așteptărilor analiștilor și profită de criză. De ce nu am văzut, au avut niște rezultate excelente. Știu că aveam și noi o planșă Da, cred că nu cu mai este, ele. nu. Da, nu Nu contează. mai Hai să contează. mergem să vorbim de băncile comerciale pe care le analizăm azi, care au dat rezultate și care ale căror cotații se află în niște minime, să spunem, istorice chiar. Da, ieri și astăzi au dat băncile și am ales trei bănci din Europa. E, de fapt, nu prea e corect spus Europa, pentru că în afară de Credit Suisse, care, mă rog, e o bancă elvețiană, atât Santander cât și HSBC, deși sunt legate, eu știu, tot de Europa, Santander de Spania și HSBC de Marea Britanie, ele sunt listate și pe alte piețe. HSBC-ul este în Hong Kong, Santander-ul este și în Statele Unite. În fine, sunt bănci globale, aș putea spune. Ai spus foarte bine că rezultatele, din păcate, nu au fost unele încurajatoare sau strălucite la nivelul trimestrului 3 din 2020, dar înainte de a ne uita puțin peste cifre, aș vrea să ne uităm la evoluția de la începutul anului până acum și toate trei înregistrează scăderea ale evoluției prețului acțiunii. Cel mai bine, dacă putem spune așa, stă Credit Suisse cu doar un minus 26, pe când celelalte două sunt undeva în jur de minus 50%, și de Păi asemenea, dăm te voie, rog. te rog, dacă tot ai vorbit de lucrul ăsta, să arăt puțin că astăzi n-am făcut o analiză grafică cum fac de obicei, cu nivelul, cu indicatori, să spunem, ci pur și simplu arăt cele trei bănci, evoluția nu de la începutul anului, ci mai din ultimii ani, dacă vreți, și de la criza precedentă. Se vede foarte clar pe un grafic liniar, cu excepția HSBC, care a mai avut momente de revenire, celelalte, iată, sunt într-o cădere continuă și uitați unde se află cotația la niște, trebuie să pui lupa ca să vezi cotația, niște minime care pentru niște speculatori evident că sunt mană cerească pe investiții pe termen lung, evident că este cel mai bun moment de a cumpăra, dar întrebarea este cel mai bun moment de a cumpăra? Aici o să-l întrebăm și pe Cristian. Deci ca să revenim la cele trei bănci, iată, în ultimii ani, numai de la 18,80, iată Credit Suisse la 6,20 franci, celelalte Santander de la 6, să spunem, la 1,5 și HSBC la fel. Deci o scădere totală, nici nu e un grafic, o imagine care nu mai are nevoie de cuvinte. Da, într-adevăr, ca să trecem în revistă repede rezultatele financiare, pentru Credit Suisse veniturile au scăzut cu 2%, până undeva în jur de 5,2 miliarde de franci elvețieni, în timp ce profitul a ajuns la 546 de milioane, în scădere cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut și sub nivelul de 680 de milioane la cât se așteptau analiștii. De menționat că raportul acel Common Equity Tier 1, CET1, care este de fapt este o măsură a solvabilității bancare, face parte din Basel 3, este în jur de 13%, în creștere de la 12,4% cât era cu un an în urmă. Credit Suisse, care se bazează în principal pe veniturile din Asia, atenție, care reprezintă aproape 20% din vânzările la nivel global. Te Aș vrea rog. să-l întreb pe Cristian, totuși, având în vedere contextul ăsta cu pandemia, cu credite, cu ajutoarele de la stat, da, cu posibilitatea, cu provizioanele astea, deci o situație nu foarte, o perspectivă nu foarte încurajatoare pentru băncile europene, mai ales că, uite, vorbeam de Banca Centrală Europeană astăzi cu dobânzile, păi atât ar mai lipsi să mai taie dobânda dacă n-ar mai avea băncile comerciale nimic la îndemână. Cum vezi situația băncilor în general și a sistemului financiar european și de ce nu în România? Adică, apropo de graficele astea, e un moment bun de cumpărat. De exemplu, tu ai fost și
Nu, ai Director de investiții în cadrul exact. NN Pensii, cel NN mai mare Pensii. fond de Ce ai pensii, face da. în momentul ăsta ca investitor, să spunem, al fondului? Facem un joc de imaginație. Ce aș face ca investitor instituțional, m-aș uita foarte bine la fundamente și la perspective, la ce ar trebui să mă aștept din partea sectorului european. Prezentase tiberul price to earnings ratio, care era destul de mic pentru cele trei bănci. Eu m-am uitat și la price to book ratio, care arată la fel de slab, să spunem, undeva la Subunitar, presupun, nu? 0,45 price to book, deci preț raportat la capitalul propriu mediu pe sistemul bancar european, ceea ce arată că capitalul nu e folosit bine de sistemul bancar european. Există studii, cum spuneai și tu, Cătălin, care arată că nivelul redus al dobânzilor în zona euro are impact asupra profitabilității băncilor. De ce? Pentru că pe partea de active lor le este, pe partea de pasive le este greu să active, scuze, le este greu să transmită mai departe niște dobânzi negative și atunci ei probabil remunerează cu zero lichiditățile clienților, în același timp fiind împins să plaseze aceste lichidități la mai puțin de zero. Eu cred că sistemul bancar european are niște probleme structurale care trebuie atacate. Toți analiștii spun că e nevoie de consolidare în sistemul european. Trebuie să aibă acele sinergii, acele beneficii ale unor instituții mai mari care pot să împartă costurile fixe pe o bază mai mare de venituri. Sperăm să, cred că am și văzut niște mici semne de consolidare transfrontalieră între țările europene. Eu cred că trebuie să continuă acest proces. Costul de reglementare după criza precedentă este într-adevăr destul de ridicat și atunci ai nevoie de scară pentru a fi profitabil. La asta m-aș uita ca și investitor, la cum ar arăta sistemul bancar peste 1, 2, 3, 4 ani sau și mai mult și dacă aceste consolidări pot schimba landscape-ul în termen de profitabilitate. Un lucru aș mai puncta pe acest subiect. Dacă acum un deceniu problema a originat din sistemul financiar, criza din 2008-2009 cumva a fost generată din sistemul financiar. Acum vorbim de o cu totul altă criză și până la urmă sistemul financiar pare a fi un potențial salvator al situației, în sensul în care este acolo, nu mai face parte din problemă, poate mai degrabă face parte din soluție, poate finanța. Spuneai, Cătălin, că Tiberiu, cred că spuneai tu, că capitalizarea medie pe sistemul bancar european, acel CET1, este undeva la 13%. Exact, exact. La noi este 22%, sistemul bancar românesc e foarte bine capitalizat și își permite, este într-o poziție confortabilă, să spunem, atunci când ai probleme cu economia, e bine să ai niște bani puși deoparte, să ai capital, iar sistemul local are aceste capitaluri. Este și lichid și noi am spus că suntem acolo și avem acest angajament ferm de a furniza lichiditate și cred că povestea e cu totul diferită atunci când vorbim de sistemul bancar european și sistemul local și chiar și dacă ne uităm la profitabilitate, cred că lucrurile stau cu totul altfel. Sigur, în termen de price to book ratio, băncile listate au altă poveste. Tiberiu, hai să trecem și la piața noastră, dar nu înainte, apropo de rezultate, știu că acum două zile vorbeam noi de brokerii interni, brokerii externi, da. Și îmi spuneai că vorbeam noi de XTB, spuneai tu de niște rezultate că te uiți, mi-ai zis ieri și da, am zis aș că... fi curios să le audă și cei care ne urmăresc, pentru că foarte interesante apropo de comparația cu România, cu Polonia și în general. Da, am zis că dacă tot ne uităm pe rezultatele companiilor, cum facem noi fiecare zi, aș putea spune, și mai exact sau mai mult când suntem chiar în sezonul raportărilor, am zis să prezentăm și rezultatele unui partener de-al nostru, care sunt brokerii de la XTB, care, atenție, în trimestrul 3 din 2020, au raportat acum rezultatele financiare, 15 milioane de euro profit și plus 21.000 de clienți noi pentru un broker, mă rog, internațional, aș putea spune, cu prezență pe mai multe continente.
prezență însemnată și în, și în România. M-am uitat ca și idee vis-a-vis de brokerii din România care activează pe piața de capital și nu se apropie nici pe departe de numărul de clienți. Știu că, mă rog, conform datelor ASF, undeva pe la începutul anului sau în primul trimestru aveam undeva în jur de 17.000 de clienți activi care tranzacționează la bursă și profitabilitatea blocărilor locali nu depășea cumva 2 milioane de euro în primul trimestru. Deci, pentru că nu avem alte date, dar vreau să aș vrea să punctez diferența asta între ce înseamnă o companie globală și, mă rog, și un broker local, plus că ei au și o ofertă cu... Păi vorbisem noi de treaba asta, vreau să zic de comisioane, pentru că la noi mai e și problema de comisioane. Știi că am tot discutat și cu reprezentanții ai brokerilor și cu... Când ai comision zero pentru rulaje, scuză-mă, și ai mii de instrumente, e o diferență de la cer la pământ. Normal că clientul se duce și... hedging-ul ăsta de care tot vorbesc eu, iată, în momente de astea, se poate face tocmai până ieșire pe piețele externe. La noi nu se poate face. Da, din păcate. În fine, sper că odată, sau să sperăm că odată cu inițierea proiectului de contraparte centrală, dar cred că mai devreme de undeva de 2022 s-ar putea să nu-l vedem in place, după cum am văzut că a apărut în presă niște date. Vom vedea, mă rog, să vedem ce hai va fi să, până atunci. Hai să trecem la piața noastră și să prezentăm că, iată, au început raportările și la noi, începusem cu Teraplast, a venit dimineață cu Petrom și l-am întrebat pe Cristian cum ar acționa în cadrul băncilor, după ce o să comentăm puțin rezultatele, l-aș întreba ce ar face în cazul Petrom. Înainte să ne dea Cristi părerea lui despre rezultatele Petrom, așa să zic, hai să trecem în revistă ceea ce s-a întâmplat astăzi la BVB, până la, mă rog, cu un sfert de oră până la închiderea sesiunii de astăzi. Se pare că se continuă trendul de scădere început ieri sau alaltă, dacă nu mă înșel, și corelarea dintre piețele externe și BVB devine din ce în ce mai strânsă. Iată, minus aproape 1% pentru indicele BET, minus 0,9% pentru BET-FI, 0,61% pentru BTNG, în fine, și lista poate continua, din păcate, în sens negativ, aș putea spune. La nivelul companiilor din indicele BET, surpriză, Alro se tranzacționează pe plus, 1,27, chiar și operatorul bursei, 1,78 se pare. În rest, din câte văd, majoritatea suferă scăderi, BT de aproape 0,9, BRD la fel, deci atât sistemul bancar este afectat de perioada asta. Un minus de 2,17 pentru OMV Petrom, care mai devreme, de fapt azi dimineața, a raportat rezultatele financiare, care, din păcate, da, trebuie să spunem că nu sunt bune. Minus 2,4 chiar și pentru sfera Franchise Group, deținătorul francizelor, mă rog, cei care au restaurantele, KFC, Pizza Hut și așa mai departe. A zis să ne uităm pe... Cu o mică completare cu corelarea asta, cea mai roșie zi, dacă putem spune așa, la București este astăzi, din săptămâna aceasta, roșie în sensul că 1 și ceva, 2% pe vremuri erau 10%, să spunem, mai ales când state am avut scăderi de 3% ieri și luni, deci un pic corelați, dar așa cu întârziere și încă o dată scăderi mult mai mici la noi, cum de altfel se plângeau investitorii și când erau creșteri pe afară acum câteva săptămâni la noi mai mici. Ăsta e, până la urmă, eu zic că e mai bine așa decât să fie scăderi mari. Te rog, hai să comentăm puțin rezultatele Petrom. Da. Din păcate, că ar trebui să o spunem, din păcate, rezultatele nu sunt bune, oarecum în linie cu așteptările, aș putea spune, pentru că prețul petrolului a influențat și influențează în continuare destul de mult și va influența rezultatele companiei. Valoarea veniturilor din vânzări consolidate a scăzut cu 26% față de trimestrul al treilea din 2019. Influența, bineînțeles, de prețurile din piață mai mici ale mărfurilor vândute. De asemenea, vânzările din downstream oil au reprezentat 74% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din downstream gas, cele două divizii de business ale companiei, au reprezentat 24%. Petrom a încheiat Q3-ul cu o pierdere netă
în valoare de 41 de milioane de lei față de un câștig de 785 cât a fost în trimestrul 3 din 2019. Mă rog, poate comparația cu 2019 nu este atât de relevantă pentru că atunci era o altă situație în piață, dar față de un plus de 214 milioane de lei cât a fost în trimestrul al doilea din 2020. Deci iată că al doilea trimestru a fost mai bun, când toată perioada, când jumate din al doilea trimestru cred că am avut lockdown, sau poate chiar mai mult de jumătate am avut lockdown. Iată că s-a repercutat mai mult în Q3 față de Q2. L-aș întreba aici pe Cristian, pentru că încă o dată a deținut destul de mult timp, o perioadă îndelungată, funcția de director de investiții în cadrul NN Pensii. Cum ar trebui să se poziționeze sau cum s-ar poziționa investitorii instituționali în perioadele astea când companiile nu raportează, să zic așa, cifre îmbucurătoare? Să știi, Tiberiu, că eu mă consider foarte apropiat de piața de capital în continuare. Nu, cel puțin sufletește, nu m-am îndepărtat și, până la urmă, piețele financiare sunt apropiate, că se numesc împrumuturi, că se numesc acțiuni, sunt tot aproape. Când ai responsabilitatea, să zic, unui investitor instituțional, când administrezi banii multor oameni, ai și responsabilitatea de a acționa cum trebuie, să zic, în interesul lor. Și adevărul este că la anunțul rezultatelor nu-ți permiți să fii sentimental, nu-ți permiți să lași sentimentele să te copleșească, să te uiți la un trimestru mai slab. Să, nu știu, să ai un one-off în acele rezultate și să tragi o concluzie. De ce? Pentru că, unul, nu este în interesul clienților tăi și, doi, pentru că ai putea trage concluzii greșite și, de fapt, și al treilea argument, pentru că, în general, investitorii instituționali au portofolii mari de active și se mișcă greu. Piața are activele, piața, lichiditatea zilnică, să spunem, raportată la activele lor, e destul de redusă și are o decizie, dacă iei acum o decizie, s-ar putea să dureze săptămâni să o implementezi, pur și simplu pentru că ai un portofoliu de mărime relativ mai mare raportat la lichiditatea din piață și atunci trebuie să iei o decizie foarte bine. Probabil ce am fi făcut noi în această situație, fondul pe care îl administram, de exemplu, avea o echipă de doi oameni, un portfolio manager și un equity analyst, care asta fac toată ziua, se uită prin rezultatele financiare, ajustează modele, se uită la diverse sectoare, se uită la evoluții regionale, sectoriale ale piețelor globale și locale și trag niște concluzii din acele modele. Cu siguranță ne-am uitat la fundamente, ne-am uitat la ce ne așteptăm pe viitor. Poate o companie care are în trimestrul acesta niște rezultate mai puțin bune, ne așteptăm să ne dea niște dividende mari. Trebuie să balansăm genul ăsta de factori și să tragem o concluzie și, până la urmă, concluzia e foarte mult dependentă de ce spune modelul. Aveam diverse modele de evaluare, le ajustăm cu datele pe care le vedem, ne ajustăm așteptările, facem niște, să spunem, discounted cash flow sau diverse tipuri de modele și tragem o concluzie de acolo. Dar cu siguranță investeam fundamental. Adevărul este că ne uitam mai puțin la analiză tehnică, tocmai pentru că datoria noastră către clienți, noi administrăm fonduri de pensii, este să ne gândim pe termen lung și pe termen lung știm și noi că primează fundamentele companiei. Exact. Cu siguranță am încercat, cel puțin am încercat să ne controlăm sentimentele, să nu acționăm sentimental. Exact. Apropo de analiză tehnică, bine, am mai spus-o și o repet, aici se face un fel de analiză grafică, e mult spus analiză tehnică. Investitorii care, la un moment dat, discutam noi aici, e un grafic weekly, atenție la raportul risc-recompensă, adică era vorba să intre în tranzacție aici, dar raportul nu era mai bun și spuneam eu că o scădere sub 0,33 aici, chiar la 0,31 ar da un raport mult mai bun. Se formează aici o linie de trend, prețul e undeva mai jos acum, e exact aici și pare a fi un suport destul de important. Dacă nu avem acest suport beton dat de linia de suport multianuală și de această zonă 0,26-50-0,28, care poate oferi evident un raport risk-reward foarte bun, tendința pe termen lung, ținta ar fi 0,36-50, 0,39-50. Deci nu s-au schimbat multe aici, rămâne de văzut unde se va stabiliza prețul. Să spunem că și cotația petrolului scade zilele acestea,
au fost vânzări pe burse, cum spunea și Tiberiu, anunțam noi de luni până ieri, dar astăzi, apropo de corelarea aia întârziată, e verde și în state, e verde și în Europa, să vedem, probabil dacă se va închide așa, va fi verde și la noi mâine. Dolarul se apreciază puțin ca să trecem așa prin piețe și euro-dolar scade mai mult și după ședința BCE. Te rog, Tiberiu. Da, dacă tot am vorbit de, mă rog, inflații, deciziile băncilor centrale, am trecut așa prin mai multe subiecte și politici, aș vrea în încheiere, pentru că ne-am apropiat ușor-ușor de finalul emisiunii, aș vrea să-l întreb pe Cristian și să mă refer, de fapt, puțin la un articol care a apărut, scris de tine, Cristian, undeva pe la începutul lunii mai, ce a avut ca subiect, mă rog, măsurile neortodoxe, să le zic așa, între ghilimele, adoptate de băncile centrale, și anume acel concept de helicopter money, care e destul de desuzitat în perioada asta. Spuneai atunci, citez, măsura seamănă cu o injecție de adrenalină pentru economie, mă rog, venind la pachet și cu alte riscuri, precum încurajarea consumului, descurajarea munții și economisirii și așa mai departe. Acum, uitându-ne în retrospectivă, văzând deciziile adoptate de băncile centrale la unison, practic, și din Europa și de peste ocean și așa mai departe, și uitându-ne și la rezultatele companiilor din Q3, care, per total, noi ne-am uitat așa peste cele care au raportat până acum și cifrele sunt destul de bune, aș putea să zic. Am văzut și PIB-ul din Statele Unite acum în Q3 a fost într-o creștere spectaculoasă. Întrebarea este, a fost o măsură bună helicopter money asta pentru economie în general, că atunci era poate că era privită cu scepticism, că poate că n-ar trebui să se dea acele cecuri, practic banii în cec oamenilor acasă. Mulțumesc pentru întrebare. Eu, în primul rând, prin helicopter money aș defini acei bani parașutați de la Banca Centrală aproape sau chiar în buzunarul oamenilor, ceea ce cumva doar Fedul a făcut. De asemenea, cred că aceste fenomene trebuie judecate pe termen lung, pentru că sunt fenomene care se întâmplă pe termen lung. Banii aceștia nou printați se scurg în buzunarele oamenilor în America mai repede, ce-i drept. Însă cum se scurg mai departe de acolo, vom vedea pe termen mai lung. Și vorbeați de intermediari financiari, de brokeri. Am văzut că și în America s-au deschis foarte multe conturi de retail care cumpără acțiuni la bursă exact cu acești bani nou printați. Eu cred cu tărie că inflația este un fenomen monetar și că pe termen lung, dacă nu creezi mai mulți factori de producție, dacă nu ai investiții în fabrici, în unități care să producă bunuri, atâta timp cât inflatezi doar cantitatea de bani, poate pe termen scurt, acești bani nu se duc imediat în consum, nu se duc imediat să cumpere chestii. Dar când se vor duce, dacă să zic, creșterea masei monetare nu va fi egalată de creșterea producției, atunci te poți aștepta la un fenomen inflaționist pe termen mai lung. Deci aș crede că un joc pe termen lung, nu m-aș grăbi să trag o concluzie, cu siguranță pe termen scurt arată bine. Eu mă refer și în general la măsurile luate în ultima perioadă, le văd ca pe niște calmante care te fac să te simți bine, te fac să nu mai simți atât de tare sau să nu mai simți deloc durerea pandemiei, însă, din păcate, nu vindecă problema de bază. Problema de bază este pandemică, probabil virusul sigur virusul ne va scăpa de antivirusul, vaccinul ne va scăpa de pandemie, însă până atunci banii nou printați pot să calmeze, să alieneze, să zic, să alinte durerea, însă adevărul e că doar vaccinul ne va scăpa de problemă și atunci vom vedea ce se va întâmpla, cum va arăta economia cu mai mulți bani și totuși cu more or less aceleași unități de producție. Deci nu m-aș grăbi să trag o concluzie încă. Cu siguranță pe termen scurt e bine, deci ne simțim bine, luăm calmantele, ne simțim ok, dar vom vedea când trebuie să renunțăm la ele, că nu vom putea, nici americanii nu vor putea să țină un deficit de 15-20% forever. La un moment dat trebuie să revină și ei la raționalitate
și să reducă acel deficit. Atunci Probabil, vom vedea. da. Probabil vom căuta răspunsuri la întrebarea asta și la cine va plăti, ce va întâmpla cu datoriile astea. Data viitoare, când ne vom întâlni, cu siguranță îți vom adresa o nouă invitație. Îți mulțumim mult pentru prezența de astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră. A fost o mare plăcere. Mulțumim. Cu siguranță te mai așteptăm și vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți. Ca de obicei, vă urăm o seară plăcută, un weekend plăcut, profitabil și ne revedem luni cu subiecte la fel de interesante. Bună seara, la revedere! La revedere.